de a se ușura sufletește, că asta are omul nevoie. Chiar de a avea toată materia pământului, tot ce este, toate bunătățile, toți banii, neîmplinit sufletește rămâne. Și doar asta îl ajută pe el, scăparea la Dumnezeu. Și la Dumnezeu, prin tainele bisericii, prin spovedanii, prin tot ce am spus până acum. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Acum vreau să vă plimb un pic, am putea spune așa, pe teritoriul chiliei noastre. Ați văzut, se aud bătăi acolo, am început cu muncitorii care lucrează, am doi muncitori acolo în piatră, care lucrează la niște scări din piatră, mi-au făcut și niște ziduri. Și că mai facem câte ceva pe aici, pe lângă casă. Vedeți, tot felul de flori avem aici. Nici eu nu știu cum se mai cheamă toate. Dar îs din bucuriile noastre. Uitați, chiar aici, ăsta înflorit așa cu floricele albi, un fel de mirt, care are o mireazmă mai tare decât toate parfumurile. Iar pe aici, vedeți, astea albi de aici, care sunt multe așa mărunte, un fel de melisa din grecește, adică au exact mirosul merii de albini când o scos din stup. Iar astea verzi pe aici, toate sunt regina nopții. Aici petunii, vedeți, și mai am ceva pe aici, care nici eu nu știu cum se mai cheamă, ăsta roșii. Cealante sunt mușcate agățătoare din asta, plus mușcate din asta lante, vedeți. Am și un fel de lampioane care se încarcă de la soare, iar noaptea dau o lumină așa superbă, cum se zice, doar un pic așa de veghe frumos pe aici, pe aleea de aici. Vedeți, aici am uitat să vă zic, vedeți, o tufă mare, hortensia, e gata să înflorească și ea. Vedeți? E o frumusețe când înflorește toată. Aici sunt gheorghinile, avem și albe. Aici tocmai s-a deschis una, o să fie o tufă mare. Uitați ce frumoase, așa mare. Plus pe aici o să fie plin de gladioli și mai încolo, dacă le-ați observat, că-s gata să înflorească câteva, plus aici. Așa, iar aici am făcut eu cauciucurile tradiționale, vedeți, în fiecare an sunt pline de flori. Așa, și acum ne întoarcem. Vedeți muncitorii care lucrează la scări acolo. Bine, să mai avem și altele de făcut, sunt multe. Și aici, trenulețul, primul trenuleț al meu. Are parcă 21 de vagoane, cam așa ceva, din câte. L-am făcut eu acum câțiva ani. Ați văzut și aici chiar mușcate din de trei culori. Acum câțiva ani, când am turnat betoanele aici de susținere a râpii, m-am gândit să fac ceva, nu știam ce zic, nu merge o balustradă aici, să inventez ceva. Și am început eu așa, după mintea mea. Și turnam câte un vagon de ăsta în fiecare zi. Așa încet, îl cofram eu, îl turnam. Deci aici e munca mea, ca să spunem așa. Și vedeți ce mușcate frumoase și bigonii sunt, iar melisa asta, regina nopții, din toate aici. Asta e lavanda, au și înflorit un pic, vedeți? Am pus câteva tufe și am prăștiat în diferite locuri. Aici și crăițele, vedeți? Au înflorit frumos. Iar la mușcate, iar bigonii. Ce mai avem pe aici? Am pus și un busuioc aici. În ăla care crește mare, un metru pătrat se face, când crește tufă mare. Da. Și mai am și freze, chiar dacă e târziu acum, aici câteva tufe de freze au înflorit mai târziu. Bine, garofiță, am avut asta, au început de pe martie, plin de garofiță să avem, februarie, martie.
uite așa, mergem mai departe. Dacă am zis că vă plimb, mă plimb un pic ca să vedeți florile cu care mă mândresc eu, cum se spune. Fiind munca mea, că mie îmi plac, eu mă ocup de ele. Bineînțeles, unele s-au trecut acum, am avut pe aici încep iorghinile. Uitați și crini spre trecute de acum, aici ar a fost o floare mare frumoasă și mușețel. Am avut aici mult plus, iris și altele flori pe aici care sunt trecute. Așa, iar aici o parte a trecut din ele și o să mai fie altele. Am și un bujor pus de anul ăsta. Văd că încă e abia mic așa tufa, sper să ajungă să și înflorească. Așa, un pic să vedeți ce vârf atonului, că de la noi se vede superb aici. Mițenii Sonu și cei care lucrează la piatră, taie cu flex acum, iar aici e bisericuța noastră. Vedeți, bisericuța cu floricele aici arată. Ia să vedeți un pic și floricele de aici. Și aici o frumusețe, vedeți, mușcate în toate felurile. Așa bogat, iar aici un fel de floare agăsătoare, care iarna nu rezistă afară. Prin ghecea se găsește. Uiteți, am trei tufe le-am pus aici, așa la trei colțuri. Ca să nu uit, aici unde vedeți, e locul meu pregătit pentru când a venit timpul. Ei mai zic garsoniere cu ușă în tavan, știți? 2 metri pe 1 metru. Atâta ne trebuie, nimic mai mult. Și acum ne întoarcem din nou aici, ca să vedeți și partea asta, toate florile. Uitați, chiar și aici mai aveam iris, dar uitați ce fel de, nu iris, freze. Uitați ce e așa mai firave un fel de floricică, mai gingaș așa. Am pus câțiva bulbi, mi-a trimis cineva și uitați că au ieșit ele mai târziu, dar au ieșit. Da. Și aici un fel de, așa, crește, am putea spune ca barba ursului ceva, dar niște floriceli tare frumoase așa și țin tot anul. Nici nu știu cum se calme asta. Uite ce mănâncă ei aici cu poftă din ea. Și bineînțeles aici vestiții trandafiri. Care de-o luni de zile ne bucură așa privirea cu frumusețea lor. Da. Și permanent tot anul floresc. Da. Ia totuși aici jos, vedeți și pe aici toate, câte sunt desfrumoase. Trebuie să-i mai privesc, că deja au dat bruiana, nu mai a fost timp și de ele. Așa, vedeți din nou bisericuța aici. Dar aici e mâna Maicii Domnului, vedeți, până la balcon și în partea asta lantă, tot mâna Maicii Domnului. Uitați, două tufe așa până la balcon, care și o frumusețe. Așa, aici pentru păsărele. Și acum mergem mai departe un pic să vă arăt. Așa, aici flori, aici avem arhondaric unde primim oameni și cazăm. Etajul e arhondaric, iar partea de jos e magazinaș cu obiecte bisericești și dincolo e bucătăria. Ia, aici să nu pierdeți și aici florile, avem și busuioc și lavanda. Uite, leandru, e gata să înflorească și el, o tufă mare, frumoasă, care ține tot anul și ea. Și alături încă o tufă, asta e albă, a început și ea să înflorească. Așa.
Și ajungem la vestita cerșmea, care abia acum două zile am terminat-o. Vedeți cât de frumos a ieșit. Am făcut-o să aibă din ideea de apă creștinii care vin. Că mereu tot mă întrebau, dar nu am ceva aproape aici, că aveam un izvor mai încolo. Așa că acum au apă rece de izvor direct aici. Vedeți, și flori din belșug aici, așa ca să fie apa mai bună. Iar aici, mai știți de prin filmări, sunt mesele unde stau oamenii. Deasupra avem chivi din asta, care umbresc locul. Și înainte aveam un bidon acolo de unde se servea oamenii apă. Și aici tot timpul punem o cutie, două, cu dulciuri, ceva să se poată servi oamenii. Deci așa, un pic ați văzut. Aici am vrut mai mult să mă laud cu florile mele, care mi sunt foarte dragi. Așa. Deci cum vedeți, aici ai și bucătăria, floricele, și aici să aibă și bucătarul curaj. Ahondarico, chilia. Cam atât până aici și o să continuăm. Undeva să mă așez eu la umbră să vă mai spun câteva lucruri. După ce m-am lăudat un pic cu toate astea de aici. Acum, după ce v-am făcut așa un tur, cum se spune, a florilor mele și v-am bucurat cu ele, v-am arătat din frumusețea lor. Bineînțeles că am avut și altele înainte. Am avut lalele în primăvară, multe zambii, narcise, de toate. Toate la timpul lor. Iar acum, ce vedeți acum, în perioada asta? Iar aici e un locușorul meu de liniște, putem spune, și aici am trandafiri, am mâna Maicii Domnului, chiar aici, uitați, a florit din nou, că a avut o serie de trandafiri, trandafirul de aici, are o mireasmă deosebită în vișiniu, așa, dar are o mireasmă care predomină, putem spune, mai am și alți trandafiri, dar niciunul nu are mireasmă atât de puternică, ăsta, o aromă fină, așa, e frumos. Ăsta l-am păstrat, am avut grijă de el, așa, cât de cât să... Că aici la mine e zona mai umbroasă și nu se fac atât de mult florile ca în fața casei dincolo. Dar e suficient aici să am și eu câteva așa flori, pentru că dacă îmi plac florile, exact cum spunea, citeam la cineva, că zice, florile ni le-a lăsat Dumnezeu, adică ni le-a dăruit din rai, ca să ne amintească permanent de rai. Ați înțeles? Deci ele rămân puri, curate, frumoase, cu mireasmă. Deci ele au ceva deosebit. Și viața noastră începe cu flori, de la naștere. Primește mama flori pentru nașterea copilului. După aceea, la botez, la zile onomastice. După aia, când începe să ducă la biserică, duce flori la Maica Domnului. După aia, la cununie, flori. Și la toate evenimentele vieții și chiar la mormântare flori, coroane de flori. Deci vedem că florile cumva fac parte din viața noastră de la naștere până la plecare. Au frumusețea lor. Adică și la momentele de bucurie și la momentele de tristețe. Deci ele sunt prezente acolo. Cumva să ne amintească de rai. Să ne amintească că viața nu se termină aici pe pământ. Și o să ne întoarcem acolo de unde sunt ele, de unde ni le-a lăsat Dumnezeu, în rai. Ați înțeles, dragilor? Da. Ce să vă mai spun eu altceva? Viața e scurtă, e scurtă și e scurtă și noi ne legăm atât de mult de ea. Și permanent tot vrem să facem multe, avem planuri mari. Dar nu știm dacă ziua de mâine a noastră. Ați înțeles? Nu știm, facem azi. Dar ce-o fi mai departe,
eu mă uit la viața mea. Au fost momente, am construit multe, am făcut lucruri și acum nu mai fac câte ceva așa pe lângă casă, dar de la zero. O casă și o biserică, Chilia Sfântul Artemie, după aceea aici, iară de la zero, tot ce ați văzut, nu exista nimic, din 2005 am luat de la zero, adică s-a făcut. Au fost perioade din astea, perioade în care am construit. Au fost perioade. Pe plan, bineînțeles, biserica au mers permanent slujbele, Sfânta Liturghie și la cealaltă chilie și aici, zilnic. Dar luat așa pe plan personal, mă uitam cum lucrează Dumnezeu. Am avut perioade în care am tradus din grecește în românește vreo 6-7 cărți. Deci a fost perioada aceea când am început să citesc în greacă, să-mi placă, să vreau să învăț. Și am început să traduc. După aceea am început să scriu cărți. Cu ajutorul Maicii Domnului am scris cam 15 cărți până acum. Și o broșură de poezii, deci, care am mai compus eu așa, mai poezii. După aceea a fost o perioadă de ani de zile, aia au fost așa printre timp, ca să spunem, am primit foarte multe scrisori de la oameni și pot să spun că am răspuns la mii de scrisori. Unii acum poate se supără, care au fost obișnuiți că nu, că le răspundeam pe timpuri, că nu mai răspund. Deci a fost o perioadă de ani la care am răspuns. După aceea, acum o perioadă, vedeți, s-a ajuns la perioada asta a internetului, a? În care oamenii își petrec foarte mult timp pe internet. Și atunci noi am zis că să echilibrăm un pic. Și am început să mai facem unele interviuri, la început am început de acum vreo 8-9 ani cu Cristi Bumbenici, așa se cheamă și canalul lui, în care am început să fac interviuri. M-a rugat el așa, hai părinte să încercăm să așa, ca să ajungem la oameni, să, dacă tot începuse internetul, atunci nu era atât de ca acum, în vogă să zicem, dar au ajuns la oameni câteva cuvinte folositoare. Și fiecare a luat cum a vrut. Ei, și încet, încet, a fost perioada asta în care tot am postat pe internet. Vedeți, de 2 ani avem site-ul chiliei noastre aici, o chilie atonită, unde încercăm. Eu fac câte o filmare săptămânal, așa, prin care să ajung la voi. Și alt lucru. Deci am avut și o perioadă de ani, mai ales în ultimul timp, în care au venit foarte mulți oameni aici. Și tot le-am vorbit. Cât am putut, le-am vorbit. Poate uneori au fost și 5 grupuri și 10 grupuri într-o zi și am încercat cu fiecare să schimb o vorbă, să li vorbesc un pic. Dar văd cumva că se apropie și timpul ăsta. Nu mai duce motorul, inima, cum se zice. Am început să obosesc, să nu mai fac față la așa ceva. Mă refer la contactul direct cu oamenii, să li vorbesc, deci nu mai duce motorul. Și la început am mai încercat, am forțat, chiar de ajungeam uneori și nu mai puteam, deci știu ce am cu inima, deci am anumite probleme, trebuie să am un echilibru, să nu mă obosesc, să evit anumite lucruri, efortul, soarele, întristarea, multe lucruri, supărările, adică sunt care mă afectează. Ei, și eu am exagerat un pic, vorbind mult cu oamenii, stând așa, și am văzut că e timpul să ies un pic din asta. De asta am vreo 10 zile, 2 săptămâni, de când încetul tot am evitat. Adică oamenii, acum mai vorbește panteologul la oameni, încearcă seara la 9, mai ies el vorbește și uneori și pe la amiază, de pe la 11, la 12, cam așa. Dar eu am început tot să evit. Am văzut că nu mai duce inima. Și asta ce înseamnă? Că Dumnezeu, Maica Domnului, ce-o zis? Măi, ți-ajunge. Ai vorbit ani de zile. Ți-ajunge. Și asta înseamnă că trebuie să mă mai retrag un pic. Că până acum am scris și cărți, am făcut acum ultimii 2 ani, pot spune, n-am mai avut timp de așa ceva. Atât de mulți oameni încât n-am mai avut timp de scris, n-am mai avut timp de citit,
Deci nu mai e timpul. Bineînțeles, la biserică, acolo nu lipsim niciodată, dar restul mă refer. Și atunci mi-am dat seama că e timpul să mă mai opresc în a vorbi cu oameni, așa, în curte, aici, că nu mai duce inima. Bineînțeles, aici, prin filmările astea, cu ajutorul Maicii Domnului, o să încerc săptămânal, asta nu e o problemă, în liniștea mea, că asta e, nu mă obosește, când sunt eu în liniștea mea, adică fără nimeni roată, ați văzut, vedeți, în frumusețea asta a florilor, a naturii, asta nu mă obosește. Și în felul ăsta o să încerc să mai vorbesc, ca să fiu de folos, cât se poate, cât am îngăduit Maica Domnului, că nu știu cât o să mai pot, cât nu o să mai pot, dar în felul ăsta mai încerc să fiu de folos, pentru că am văzut că, într-adevăr, cuvintele astea simple care le spun eu acolo, ce mi le pune Maica Domnului în minte, ajung la inima oamenilor. Și de asta am zis că atâta timp cât pot fi cât de cât un pic de folos, o să încerc să mai vorbesc. Cam avut și eu momente când am zis că trag linii, dar totuși am văzut că, într-adevăr, oamenii cer, oamenii au nevoie, oamenii suferă, trec prin necazuri și au nevoie de o mângâiere. Și atunci ce am zis? Măi, un pic acolo să mai spun câte ceva. Și de asta o să mai continui să mai spun câte ceva atâta timp cât o să pot. Da, altceva ce să vă mai spun ca să nu mă lungesc prea mult. Am făcut paranteza asta cam mare, așa, despre asta. Bineînțeles, site-ul nostru o să meargă mai departe, panteologul să ocupe el acolo, nu eu mă ocup, el răspunde și la mesaj, el tot, eu doar îi dau câte o filmare pe săptămână, că nu sunt eu, așa zis, prea legat ce ține de internetul ăsta, deci mă obosește. Și atunci eu îmi găsesc scăpare, cum ați văzut, mă ocup, tot ce ați văzut flori, eu mă ocup de ele, îi mă odihnește. Adică și mai fac și eu ce pot pe lângă casă, că trebuie să mai facem, să întreținem aici. Da, și alt lucru care vreau să vă-l mai spun. Să vă iubiți țara, să vă iubiți țara. Nu dați cu piciorul la ea, nu vă luați după cele ce se spun permanent și pe mass media și peste tot, că avem o țară, știu eu, că e săracă, că e amărâtă, că oamenii nu știu cum sunt. Nu, avem o țară frumoasă, o țară bogată, și oameni buni, oameni milostivi, oameni credincioși. Deci încă mai avem așa ceva. De asta se încearcă permanent să ne pierdem încrederea în țara noastră, în oamenii noștri. Și dacă se poate, lupta cea mai mare e dusă, să nu mai aibă oameni încredere în biserică. Aici e lupta cea mare, pentru că biserica a fost dintotdeauna echilibru. Omul, când o da de greu, alerga la biserică. N-ați văzut tot timpul, în orice situație grea, omul aleargă la biserică. Când nu-l mai înțelege societatea și tot ce e în jur, omul aleargă la biserică. Se duce, se spovedește și caută o cale de scăpare, un pic de a se ușura. De a se ușura să plătește, că asta are omul nevoie. Chiar de ar avea toată materia pământului, tot ce este, toate bunătățile, toți banii, neîmplinit sufletește rămâne și doar asta îl ajută pe el, scăparea la Dumnezeu și la Dumnezeu prin tainele bisericii, prin spovedanii, prin tot ce am spus până acum. Ați înțeles? De asta să încercăm să stăm aproape de Dumnezeu, să fim buni unii cu alții și să nu ne defăimăm ca neam. Mai întreba cineva, părinte, dar cu nebunia asta a lumii, cu războiul, sau cumva că de care parte ești, nu vezi că aia fac așa, aia așa. Zic, eu nu-s de partea nimănui, îs de partea României, ați înțeles? Pentru că și eu sunt român. A, că mă rog pentru toată lumea, da. Că mi-amintesc aici un lucru, ce spunea cuviosul Paisia Ghioritu, să ruga pentru toată lumea. Și spunea, Doamne, ai grijă de toată lumea, de toți oamenii, așa, ajută-i. Dar Grecia noastră, zice, să o iei în brațe și să o pui la inima ta. Da, era sfânt. Dar vedeți, când era vorba de Grecia, spunea, Doamne, adică ajută-i pe toată lumea, dar ea ia-o și pune-o la inima ta. Asta fac și eu pentru România. Să o ia Dumnezeu, Maica Domnului, să o pui la inima, acolo să aibă grijă de ea. De asta, pentru că războiul are interesele celor care îl provoacă.
din toate părțile. Nu poți să-ți împarte nimănui, nici a unora, nici a altora, pentru că acolo sunt locuri, multe interese, multe lucruri, multe murdare acolo, nu ce să spune prin mass media, n-are nicio treabă. Astea sunt doar ca să spele, cum se zice, mintea oamenilor. Nu, acolo sunt o grămadă de lucruri care n-au treabă cu realitatea. De asta nici nu vreau să mă bag. Și ca să vedeți că ne-o păsa și de războiul ăsta, că am vrut să fie pace și liniște un an de zile, până acum, recent. În fiecare zi la Sfânta Liturghie, noi am avut o rugăciune specială, chiar la aproape de finalul Sfintei Liturghie acolo, în care îngenuncheam toți o rugăciune lungă, în care preotul îngenunchi în fața Sfintei Mese, rostea rugăciunea asta și noi toți îngenunchi un an de zile în fiecare zi, ca să liniștească războiul ăsta, să ilumineze pe cei care îl provoacă, să liniștească și ei și să-i odihnească pe cei care au murit. Da, un an de zile. Dar după aia ne-am oprit, că am văzut că oamenii nu vor, nu vor. Și atunci nici Dumnezeu nu-l oprește dacă oamenii nu vor. Ați înțeles? Toată lumea pune în războiul ăsta benzină, foc, lemni, tot ce se poate ca nu cumva să stingă. Da. Deci nimeni nu vrea ca războiul ăsta să termine, pentru că se câștigă mult de acolo. Știu cei care câștigă de acolo. Noi cei mici suntem doar implicați și distruși. Atâta. Și România a băgat o grămadă de bani acolo, a băgat o grămadă de lucruri și a primit nimic, nu numai că nimic. Pagube, cum se zice. Recunoștință nici pe departe, ca să fim sinceri. Deci asta e realitatea. De asta România e bine să-și vadă de colțul ei, de sărăcia ei, de nevoile ei, de oamenii ăștia, nu vedem acum, și profesorii săraci, să luăm așa la nivel. Deci, pe categorii, deci întotdeauna, familia, tata și mama, sunt cei mai, cum se zice, în educația copilului, sunt primii care trebuie să-i educe cum trebuie, să aibă grijă de ei. După aceea e biserica, care părinții trebuie să-l ducă pe copil la biserică, să-l împărtășească, crește mai mare, să spovedească, să aibă, să-l învețe legătura cu Dumnezeu, deci biserica. Și după aceea, al treilea lucru, e școala. E școala, sunt profesorii, educația, care să-i dea o educație cum trebuie, să ajungă om cum trebuie în societate și pentru țară, da? Și noi dacă privim așa toate lucrurile astea, cele de bază, se duce o luptă la maxim să le distrugă. Ca părinții să nu mai aibă drepturi asupra copiilor, să le ia dreptul părinților de a-și educa copiii. După aceea, biserica permanent lovită și așa, să nu se mai bage în astea. După aceea, profesorii, care au un rol foarte important în educația copiilor, îți loviți permanent, salarii de mizerie și toate astea, ca nu cumva să se dedice și să ajute să crească, cum se zice, o generație bună. Deci, vedeți? E o luptă a diavolului prin cei care sunt în diferite funcții de a distruge elementele de bază, cum am spus, în formarea unei societăți cum trebuie. Da. De asta scăparea noastră rămâne tot la Dumnezeu și revenim la citatul din Psaltire care spune așa: și nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ați înțeles? Nu-i mântuirea acolo, mântuirea la Dumnezeu. De asta să rămânem aproape de Dumnezeu, să-i cerem ajutorul Maicii Domnului, care e legătura noastră cu cerul, și atunci o să vedem cu adevărat minuni. Și pentru că îi postul Sfinților Apostoli, nu-l lăsați să treacă așa nevăzut. Spovediți-vă, împărtășiți-vă, luptați-vă să țineți un pic postul, că-i post ușor, ca să vă puteți pregăti, pentru că nu știm ce va fi mâine. Ați înțeles? În fiecare zi există mâine. Noi avem doar ziua prezentă. Să o trăim frumos, să ne bucurăm de ea și să nu uităm nici o zi să-i mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Ați înțeles, dragilor? Haide, să ne ajute Maica Domnului, nu mă mai lungesc mai mult, și să ne aibă în pază întotdeauna. Doamne ajută!